vrea să îndemn pe cei care au Biblia, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, să o deschidem împreună la Cartea 2 Împărați, capitolul 3, și vom începe citirea de la versetul 1. Cartea 2 Împărați, capitolul 3, de la versetul 1, pagina în Sfânta Scriptură 390. 2 Împărați, capitolul 3, versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa: Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria în al 18-lea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit 12 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa. A răsturnat stâlpii lui Baal pe care i-a făcuse tatăl său, dar s-a dedat la păcatele lui Ioroab, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a bătut de la ele. Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului lui Israel un bil de 100.000 de mei și de 100.000 de berbeci cu lâna lor. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea. Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns: voi merge, eu cu tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi. Și a zis: pe ce drum să ne suim? Ioram a zis: pe drumul care duce în pustiul Edomului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul lui Israel a zis: vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis: nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul din slujitori împăratului Israel a răspuns: este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă în mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis: cuvântul Domnului este cu el. Împăratul Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au coborât la el. Elisei a zis împăratului lui Israel: ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel a zis: nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis: viu este Domnul oștirilor, a cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul Iuda, pe tine, nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum, aduceți-mi un cântăreț cu harfa. Și pe când cânta cântărețul din harfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis: așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul. Nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie și totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este prea puțin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre. Veți forma cetățile întărite și toate cetățile alese. Veți tăia toți copacii cei buni. Veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Amin. Luați loc. Stând aici în față, în lumina reflectoarelor, nu prea s-a obișnuit cu reflectoarele spre mine, au și ceva pozitiv. Cel puțin ne vorbește că cei care slujesc în față sunt mai mult în lumina reflectoarelor ca cei din spate. Mi-am adus aminte, trecând prin toată viața mea de slujitor până acum, că în cele mai multe cazuri am fost ultimul vorbitor. Puteți să o luați și la propriu, puteți să o luați și la figurat, cum doriți dumneavoastră. Și ultimul vorbitor, de obicei, este unul special. Este atât de special că uneori, și nu de puține ori, a trebuit să-mi schimb mesajul cu care am fost pregătit din dorința de a-l încadra în timpul care a rămas. Pentru că este din ce în ce mai greu, în vremurile acestea și în cele care vor urma, să reușești să ții pe cei din biserică atenți și mai ales dacă depășești ora de program. M-am rugat pentru
ceva special. Am un simțământ deosebit pe care îl port de câteva săptămâni că asta, ceea ce veți auzi dumneavoastră în ziua aceasta, s-ar putea să fie ultimul mesaj pe care îl rostesc. Ultimul mesaj. Împrejurările prin care voi intra mă lasă să gândesc lucrul acesta. Poate nu ne vom mai întâlni? Sau cine este sigur că mâine dimineață se va scula din patul tău? Ca vorbitor am o responsabilitate, o responsabilitate foarte mare, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu. Când spun de ultimul vorbitor, mi-am amintesc de experiențele noastre de la nunți. De obicei, masa este după nuntă, mergem la masă destul de flămânzi și apare în fața noastră antreola cu foarte multe pese așezate și când în foamea noastră, de obicei, golim primul platou mare. Și vreau să vă spun că pățiți exact ca și mine, felul 2 mai ciugulim și la felul 3 și 4 de multe ori, rămâne acolo neatins. Vedeți, ați primit astăzi hrană bună și consistentă și noi ca limită umană avem o limită. Sunt un observator. Am lucrat în consiliere și în alte domenii și observ neliniștea. Neliniștea care vă cuprinde uneori și faptul că nu întotdeauna cei care slujesc reușesc să vă rețină atenția. Legea după care m-am condus până acum în slujire, o lege personală descoperită, este atunci când ai pierdut controlul, pune-l pe Amin în față. Când vezi că oamenii sunt interesați mai mult de cel de alături, de cântări vechi din harfe, de amintiri din Biblie și nu te mai urmărește, atunci este prea plin. M-a încurajat ceea ce a spus fratele Vasile și pentru că m-am rugat pentru o temă, aș vrea să vă aduc. Dinainte vă spun că nu voi vorbi despre mine. Unii mă cunoașteți, alții probabil veți pune întrebări. Eu sunt, voiam să spun, la pragul celor în vârstă. Nu sunt la prag, deja am intrat. Și mă pensionez cu ajutorul Domnului din slujirea aceasta și probabil voi avea timp să scriu ceva. Am amintiri extraordinare, frumoase și mai puțin frumoase și pentru unde poate ar fi de învățătură. Dar, în același timp, vreau să vă pregătesc pentru nemulțumirile avute și să vă spun de un prieten al unui păstor care a fost pus la amvon și a început să vorbească și a vorbit și a vorbit și a vorbit și la un moment dat de pe ultima bancă s-a sculat un tânăr, arăta foarte bine din punct de vedere fizic și undeva a început să meargă în față, pe la mijloc s-a oprit și a dat haina jos și în drum a început să-și suflice mânicile. Cel de la amvon i-a văzut direcția și se uita în jur disperat, m-am uitat și eu, aveți două uși laterale, și s-a uitat o ușă pe care tânărul a ajuns la amvon și văzând atitudinea celui de la amvon, a spus, zice, stai liniștit, că nu am treabă cu dumneata, am treabă cu ăla care te-a pus pe dumneatale. Vă rog că nemulțumirilor să nu le scriți adresa și numele meu, ați înțeles cum să le scriți. Un lucru care pe mine m-a fascinat și mi-a plăcut în mod deosebit din Cuvântul lui Dumnezeu este un eveniment care s-a pretrecut în ținutul Cezarei lui Filip. Un eveniment extraordinar. Domnul Hristos în mijlocul ucenicilor, evenimentul acesta este descris în Matei, capitolul 16, întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt? Este foarte interesant, dacă noi, nu doar ca slujitori, dar ca și copii ai lui Dumnezeu, ne-am uitat în jurul nostru și am vedea cine zic cei din jurul nostru, vecinii, colegii de servici, colegii de bancă, de școală, cine zic ei că este Domnul Iisus Hristos? Și ucenicii răspund. Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul nu mai era la vremea acestei întrebări. Alții zic că ești Ilie. Alții zic că ești Ieremia. Și Hristos se uită la ucenici și întreabă direct, dar voi, cine spuneți că sunt?
una din marile preocupări de slujire ar trebui să fie să știi cine zic cei la care le slujești că este Domnul Iisus Hristos. Cine este pentru tine Domnul Hristos? Și Petru răspunde. Răspunsul lui a fost extraordinar. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Multă vreme am căutat să înțeleg adevărul acesta, e extraordinar. Și ți-a spus Petru, în primul rând, eu recunosc că tu ești Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, eu recunosc că tu, Fiul lui Dumnezeu, te-ai întrupat și ești în mijlocul nostru. Și în al treilea rând, mă gândesc că dacă ești în mijlocul nostru, tu, Fiul lui Dumnezeu, asemeni nouă, cu un corp ca și al nostru, trecând prin problemele vieții ca și noi. Ai cunoscut suferința, foamea, disperarea, toate experiențele noastre le-ai trăit. Tu ai venit pe pământul acesta cu un scop. Primul adevăr. Al doilea. Scopul pentru care tu ai venit pe pământul acesta este să zidești biserica lui Dumnezeu. Biserica este instituția lui Dumnezeu. Nu este a noastră, nu este proiectul nostru, nu este gândirea noastră. Biserica este soluția lui Dumnezeu. Biserica este planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a luat pe Iisus Hristos, l-a întrupat și a venit pe pământul acesta, a dus vestea împărăției lui Dumnezeu și a venit să zidească biserica lui Dumnezeu, să acorde posibilitatea aceasta. Dar nu numai atât. Petru descoperă că Dumnezeu are nevoie de oameni care să facă mărturisirea aceasta. A avut nevoie de Petru. Ca Petru să comunice celor din jur. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coborât pe pământ, întrupat. Are nevoie de noi astăzi, ca noi să spunem celor din jur. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât pe pământul acesta. La vremea aleasă de Dumnezeu. Și El este Cel care a zidit biserica. Dar nu doar atât. Biserica, ce adevăr extraordinar, este zidită în așa fel încât porțile, locuințele morților nu vor putea învinge. E o întrebare simplă. Pentru o cetate, pentru o familie, poarta este ceva de atac sau de apărare? De apărare. Găsim în Biblie un singur om supărat pe o cetate, a luat porțile în spate și a plecat cu ea pe munte, nu? Dar de obicei, cetatea închide porțile ca să se apere. Dacă biserica reușește să nu fie înfrântă de porți, înseamnă că biserica este în atac. Și Hristos îi spune, îți voi dărui cheile împărăției morților. Într-o zi, binecuvântată când Dumnezeu coboară puterea Duhului Sfânt, marcându-i pe ucenici în mod special pentru lucrarea ce le stă în față, veți primi o putere când se va pogără Duhul Sfânt și veți fi martori. Martori. Ei, în ziua aceea, Petru predică cuvântul lui Dumnezeu. Am studiat predica, am citit-o de zeci de ori. Nu au cuvinte neștreșugite, nu are idei extraordinare, dar predica are neauncerea lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu. Și Petru cu cheia locuințelor morții deschide poarta și în ziua aceea 3000 de suflete evadează, fug afară, iese de sub stăpânirea celui rău și intră în împărăția lui Dumnezeu. Și ori de câte ori dintr-un loc aceasta sau de oriunde predici cuvântul lui Dumnezeu, ai cheia locuinței morților, a împărăției acestei lumi și din împărăția aceasta evadează, vin oameni care se întorc la Dumnezeu, care intră în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce aș vrea să vă prezint astăzi este biserica biruitoare. Sau, dacă vreți, luptătorii împărăției lui Dumnezeu. Am ales textul acesta, un text din Vechiul Testament foarte frumos și plin de învățătură, care ne aduc în fața noastră imaginea unui război. Este vorba de împărăția lui Israel. Vă amintesc, semințiile împărăției din țara lui Israel, 10 seminții, a căror împărat era Ieroam,
și care are o motivație să se lupte cu împărăția Moabului. Pentru că cei din împărăția Moabului, până la moartea lui Ahab, erau supuși țării lui Israel și plăteau un bir. După moartea lui Ahab, ei s-au răzvrătit și n-au mai dorit să plătească lupul acesta, birul acesta, și Ioram cheamă poporul, îl mobilizează la luptă să meargă să stăpânească din nou, să cocerească autoritatea stăpânirii și să plătească, să primească birul înapoi. Un alt împărat implicat în lupta aceasta este Iosafat, un om deosebit, îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu, care este solicitat de Ioram să meargă împreună și să se lupte împotriva împărăției Moabului. Ce interesant, apare și un al treilea împărat, împăratul Edomului, care este și el solicitat să meargă împreună. Ei bine, aceste trei personaje reprezintă trei categorii de luptători pe care îi găsim întotdeauna în războiul acesta spiritual. Vai de biserica și de lucrătorii care n-au în viziune războiul acesta. Suntem într-un război permanent cu diavolul și cu împărăția duhurilor. Efeseni, capitolul 6. Suntem în război permanent cu lumea aceasta care ne înconjoară, cu atitudinea ei. Suntem într-un război permanent cu noi înșine, cu firea pământească care este în noi. Biserica care nu are viziunea războiului permanent de când te scolzi și când te culci, este o biserică înfrântă din capul locului. Primul personaj, Ioram, împăratul lui Israel. Biblia ne-l prezintă foarte succint, dar extraordinar de bine. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre Ioram, fiul lui Ahab, că a început să domnească peste poporul Israel și ne dă o mențiune. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși, nu ca tatăl său și ca mama sa. Ce i-a diferențiat, ce l-a scos în evidență pe el, a fost faptul că a răsturnat stâlpul lui Baal pe care i-a făcuse tatăl său. Din punctul meu de vedere, Ioram reprezintă creștinul firesc. Și primul lucru pe care îl veți observa întotdeauna la creștinul firesc, el face ceva. Ioram se uita într-o oglindă. Dacă n-ai o oglindă, nu poți să te vezi pe tine în sus. Nu îi vezi pe ceilalți întotdeauna. Dar când ai o oglindă, te vezi pe tine cum arăți. Și lui Ioram îi plăcea să se uite în oglinda aceasta și probabil zâmbea. Și spunea, eu sunt mai bun ca tatăl meu, eu sunt mai bun ca mama mea, pentru că eu am făcut ceva. Ei n-au făcut. N-am făcut totul, pentru că se menționează, totuși a rămas în aceleași păcate a tatălui său și a dus poporul la păcat. Dar am făcut ceva. Pentru că, atenție, este foarte important, creștinul firesc întotdeauna face câte ceva. Întotdeauna face câte ceva. Este primul lucru pe care îl veți distinge. Vine la biserică, când poate, cum poate. Mi-amintesc că era un, chiar și prieten, care într-o anumită perioadă, nu zic că întârzia la biserică, boala acestui secol este întârzierea. Îi cunosc pe cineva în Australia, care predă ore și foarte interesant, la elevii din Australia și la cei de liceu, se consemnează în catalog dacă ai întârziat 10 minute sau un sfert de oră. Atenție! O măsură omenească. Câteodată mă gândesc cum privește Dumnezeu la atitudinea aceasta. El lipsea și nu lipsea doar un pic, uneori lipsea tot timpul rugăciunii. Și m-am apropiat de el, normal, ca slujitor, și i-am spus, dragul meu, văd că tu vii târziu la biserică, cam lipsești, cam... Și el s-a uitat la mine și zice, da, într-adevăr, frate, dar... Ai probleme? Există o pedică? Te putem ajuta? O zice, nu, frate, dar atunci de ce lipsești? Zice, frate, știi că duminica e târg de mașini. Și eu mă mai ocup de mașini, îmi place. Și vara mai ales, înainte de a veni la biserică, trag o tur acolo prin târgul de mașini. Zic, bun, vrei să schimbi mașina? O, nu neapărat, dar dacă apare o ocazie, știi, să nu o pierd. Dar zic, spune-mi, te rog, dar tu crezi personal că Domnului îi place? Au, zic eu cred că Domnului îi place.
Și mi-a spus un lucru care m-a surprins. Eu cred că Domnul e mulțumit că vin. Că aș putea să nu vin deloc, nu? Dar Domnul, pentru că vin, eu cred că e mulțumit. E o problemă. Frate, dar nu te implici. Frate, Domnul știe ce fac. Domnul știe și eu... Frate, dar nu te văd făcând ce... Frate, lasă-mă. Întotdeauna, întotdeauna creștinul firesc face ceva pentru Domnul. Un al doilea lucru, întotdeauna creștinul firesc se compară cu alții. Întotdeauna creștinul firesc se compară cu alții. Abordam oamenii. Îi sunam la telefon. Zice, frate, nu te-am văzut duminica asta. Zice, auzi, frate, dar de ce nu-i vezi pe alții care lipsesc și mai mult ca mine? Bine, discutăm și despre el, dar de tine discuți, zice. Lasă că e bine alții care nu vin deloc. Frate, dar uite că faci asta. Frate, de ce mă vezi numai pe mine? De ce nu-l vezi pe ăla? Pentru că întotdeauna, întotdeauna, creștinul firesc se compară cu alții. Este extraordinar. Noi nu ne-am rugat. Eu nu spun niciodată să ne rugăm ca Dumnezeu să coboare în locul acesta. Este promisiunea lui Dumnezeu. Și este atât de minunată că Dumnezeu promite prezența Lui nu în funcție de păstor, nici de cor, nici de lucrător. El spune așa, dacă sunt două inimi care doresc prezența lui Dumnezeu și tânjesc, Psalmul 42, eu sunt prezent. Întotdeauna am spus, fraților, proclamăm prezența lui Dumnezeu în locul acesta și mulțumim Domnului pentru locul acesta. Dar când vii în locul acesta, nu te uita la tine. Când te compari cu alții, în orice situație spirituală vei fi, vei găsi în tine motive să te crezi mai bun. Mai bun ca cel de alături. Să te justifici înaintea lui Dumnezeu. Când intri în locul acesta, uite-te la Hristos. El este prezent. Și când te uiți la Hristos, și ce se întâmplă? Un om care a văzut slava lui Dumnezeu, slava lui Hristos, s-a sculat de dimineață și a spus, zice, cât de înfricășător este locul acesta. Eu n-am știut că aici se coboară Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este aici, s-a vorbit frumos de frică, dacă Dumnezeu este aici, nu poți să te uiți la nimeni, nu poți să te compari cu nimeni, nu poți să faci ce vrei în locul acesta, nu poți să ai orice atitudine, nu poți să ai orice gândire. Când Hristos este aici, singura atitudine pe care trebuie să ai în locul acesta este frica de Domnul. Frica de Domnul. Petru s-a întâlnit cu Hristos și cumva disprețuitor când Hristos își termină predica de pe puntea corabiei lui și îi spune, zice, Petre, aruncă corabia la adânc și aruncă, du barca la adânc și aruncă mreaja. Și Petru îi spune, zice, învățător, des cuvintele cu care începe discuția dintre ei, zice, toată noaptea ne-am trudit și am aruncat mreaja și în față și în spate și în stânga și în dreapta. Toată noaptea ne-am chinuit și n-am prins nimic, nimic. Și cred că el a continuat în gândirea lui, zice, uite, ca să-ți demonstrez că nu se prinde pește, tu ești marele învățător, te pricep la asta, rămâi la învățătura ta, am să arunc mreaja așa, să vezi că nu se prinde pește. Și cu toată necredința, cred că a aruncat-o. Dar știi ce s-a întâmplat? Din locul unde toată noaptea a fost vid, gol, niciun pește, s-a prins atât de mult pește la porunca lui Hristos, s-a umplut corabia, a făcut semn, corabia fiilor lui Zebedei, s-a umplut și corabia aceea. Și pentru care totdeauna l-a interesat numărul peștelor și mărimea lor, că era slujba lui, vindea peștele și trăie el și familia lui, singura dată din viață când nu se uită la pești, nu-i numără, nu-i interesează mărimea, este de data aceasta, pentru că el se uită la Hristos. Și uitându-se la Hristos, începe să tremure, îl apucă spaima, se aruncă la picioarele lui. Și începe din nou să vorbească. Dar nu mi-ai spune învățător, de ce spune, Doamne, acum văd că ești Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Pe un Fiul de Dumnezeu îl ascultă pește și marea, și izvoarele, și vântul. Doamne, când mă uit la Tine și știu că ești Tu de sfânt ca Fiul de Dumnezeu, mă văd pe mine că sunt de păcător, pleacă, Doamne, de pe corabia mea. Nu pot să stau pe corabia aceasta, Tu, Sfântul lui Dumnezeu și eu, păcătosul de Petru. Când te uiți la Hristos, aici prezentă lucrul acesta,
te vezi cum ești tu. Și cine sunt eu? Un om care am nevoie de mila lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu. Cântăm o cântare la cină. Eu provoc întotdeauna, e o cântare de cercetare și cântarea spune, iartă-mă, iartă-mă Dumnezeul meu, nu pentru numai de păcate, n-am furat, n-am curbit, n-am tâlhărit, nu știți pentru ce? Pentru timpul meu pierdut, fără rogul ce l-ai vrut, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru gândul desfințit, pentru patima am privit, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar. Simt prezența Duhului Sfânt în locul acesta. Și Duhul Sfânt te întreabă, n-ai avut în săptămâna trecută vorbe care nu i-au plăcut lui Hristos? N-ai avut gânduri care nu i-au plăcut lui Hristos? N-ai fost în locuri unde nu i-a plăcut lui Hristos? Salmul 1, ferice de cel care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Aici este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu, când te apropii cu frică, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te iartă în ziua aceasta. Este prezent Fiul lui Dumnezeu. Ce minunat este să te raportezi la El. A treia problemă care îl caracterizează pe un om firesc, întotdeauna omul firesc are pretenții. Întotdeauna. Slujirea m-am lovit. Zice, frate, ăsta e de la întemeierea bisericii, trebuie să-l... Frate, ăsta a contribuit cu... trebuie să-l... Eram într-o biserică din Botoșani, într-o perioadă, a fost construcția și după ce s-a terminat o construcție, fratele pastor de atunci, îl punea întotdeauna pe un frate să vorbească. N-avea chemare, n-avea dat. Pentru mine este o subtilitate. Eu nu am slujbă de cântat, n-am dar să cânt. Bănuiesc că dacă cineva ar avea curajul să mă pună să cânt o dată, a doua oară când aș începe să cânt, cred sigur că va ieși lumea din biserică. Știți întrebarea mea care este? Dacă eu n-am chemare de cântat, nu mă pune să cânt. Nu vi se pare normal? Dacă cineva n-are chemare de slujire, de ce îl pune? M-am apropiat de fratele pastor atunci, am avut îndrăzneală după eu și am zis, frate, de ce pui totuși pe fratele acesta, tineri, într-o mișcare de, cumva, de nemulțumire, când se pregătea să vină la Ambon, ieșea pe ușa și plecau. Și el s-a uitat la mine și a spus, zice, frate, nu, zice, fratele ăsta ne-a pus geamul de când noi am făcut biserica. Și am zis, frate, dacă nu i-am dat răsplată pe pământ, l-a răsplătit Dumnezeu în ceruri. Dar hai să lăsăm să-L răsplătească Dumnezeu. Creștinii firesc întotdeauna au pretenții. Fac ce fac și întotdeauna au pretenții. Alături de creștinul acesta firesc, de personajul acesta istoric, este alături Iosafat. Iosafat este omul lui Dumnezeu. Iosafat este omul spiritual. Iosafat este caracterizat prin faptul că el este totului tot pentru Dumnezeu. Totului tot. Una din problemele pe care noi le confundăm este faptul că noi confundăm procentul rodirii cu procentul dăruirii. Procentul. Biblia Cuvântului Dumnezeu ne spune în Matei, capitolul 13, despre pilda semănătorului, nu? Și grăuntele semănat, într-o categorie de pământ, a ieșit, a adus rod. Unul a adus 30, altul a adus 60 și altul a adus 100%. Toate sunt pozitive, nu? A rodit 30, pozitiv. Ei, imaginați-vă că într-o zi cuvântul lui Dumnezeu ar veni un sol de la Dumnezeu și mi-ar spune, Nelule, tu ai 80% din rodire. O, ce m-aș bucura, zic, Doamne, eu știu atâția care n-au nici 10%, 80. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta? Vă dați seama? Ce bucurie ar fi pe mine? Dar aș vrea să vă gândiți un pic. La Hristos vine un tânăr. Avea o problemă. Avea două probleme, dar dincolo de întrebarea pusă sinceră, mai avea o problemă. Hristos a uitat la el și spune, dacă vrei să intri în Împărăția lui Dumnezeu, păzește poruncile. Doamne, le-am păzit. Unul din evangheliști menționează, Domnul a iubit, a păzit poruncile. Ziceți, mai lipsește câte lucruri? Unul singur. 99 le ai, unul singur îți lipsește.
a rămas tânărul acesta lângă Hristos, 99 le face. Păi noi l-am pune în comitet, noi l-am pune 99, vă dați seama. Vedeți că este vorba de relația noastră cu Dumnezeu. De închinarea noastră, de dăruirea noastră, de viața noastră intimă cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea 100% sau nimic. Dumnezeu vrea 100% sau nimic. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Ioram îndrăznește să-i spună lui Iosafat, îndrăznește să-i spună, hai cu mine să mă ajut la război. Dar știți ce ne spune contextul istoric? Știți ce ne spune? Iosafat era de drept moștenitorul tronului. El era din osul domnesc al lui David. El a stăpânit peste seminția lui Iuda. Era de drept moștenitorul. Celălalt, Ioram, era în țara pe care Dumnezeu i-a dăruit-o lui Ieroboam, datorită neascultării lui Solomon. Dacă într-adevăr Iosafat ar fi fost un om ca noi, putea să-i spună, nu mă duc. Între cele două părății, permanent au fost scandal, lupte, certuri. Erau, dacă vreți, ca un teatru pentru cei care erau din jur. Și Iosafat putea să-i spună, nu mă duc. S-ar fi dus Ioram la luptă cu ostașii lui și în urmă, după ce Ioram plecat din țară, el putea să vină cu armata și să-i cucerească țara. Dar era un om al lui Dumnezeu. Și a stat în prezența lui Dumnezeu și a spus, Doamne, am fost o priveliște pentru popoarele din jur. Noi suntem frați. Avem același Dumnezeu, avem aceeași carte sfântă, avem aceeași ritual de închinare, aceeași formă. Și pentru cei din jur, totdeauna când era ceartă, război, conflict, se uitau și spuneau, uite, frații se bat, e normal, uite că frații nu se înțeleg, uite ce se întâmplă cu ei, e mai ceva ca la păgâni, uite ce se întâmplă cu el. Și Iosafat a zis, e o bună ocazie, e o bună ocazie să fim împreună, e o bună ocazie să dau dovadă de dragoste și ce n-ar fi făcut mine nimeni, o fac eu. Și răspunde lui Ioram, merg, atenție! Dar nu merg așa de complezență, nu merg ca să fiu și eu pe acolo, ci eu merg cu toată dăruirea, așa cum mergi tu. Este războiul tău, eu mă duc la fel de dăruit ca tine, așa cum merg ostașii tăi, pentru că e războiul lor, ostașii mei vor merge la fel ca ostașii tăi. Și continuă într-o metaforă extraordinară, cum merg caii tăi pe care voi conduceți la război, așa vor merge și caii mei. Eu ca și tine, la fel. Vă amintiți unde mai este expresia aceasta? Eu ca și Fapte, capitolul 3, nu? Extraordinar. Foarte frumoasă, un slăbănog, de multe zile adus și cu mâna întinsă. Și parcă îl văd pe Petru că s-a căutat pe toate buzunarele, a întors și a spus, zice, nu am niciun bani. Ioan, tu ai ceva? Și Ioan poate s-a căutat și zice, nu am nimic. Și Petru și-a adus aminte. Nu am bani, dar am ceva mai valoros. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Petru ca și Ioan, în aceeași gândire, în aceeași simțire, în aceeași dăruire, în aceeași slujire, unul ca și altul, au spus, nu avem bani, dar avem pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în noi. Și Hristos este mai valoros decât tot ce este pământesc. Așa trebuie să fie o biserică. Unul ca și altul. Unul ca și altul. Toți împreună. Același gând, aceeași slujire. Să treacă peste orice probleme. Ca oameni, noi mai greșim uneori. Ne mai călcăm pe pantof. Cândva, cineva m-a vorbit cu mine, eu 6 luni de zile și am încercat disperat, eu trebuia să slujesc, am încercat și persoane să mijlocească și în sfârșit, după 6 luni de zile, am vrut să stăm de vorbă ca să ne lămurim problema. Și când mi-a spus de ce a avut atitudinea aceasta, el a spus, zice, frate, într-o zi te-ai uitat la mine și când te-ai uitat la mine, eu am înțeles totul. Și eu m-am blocat. Ți-am zis ceva? Nu. Am făcut vâncens? Nu. Dar atunci te-ai uitat la mine. Cum adică m-am uitat la tine? Cineva vorbea și într-un context al vorbirii, probabil așa cum mă uit la dumneavoastră, m-am uitat și la el.
Și el a crezut că privirea mea era legată de ceea ce vorbea, de o atitudine nepotrivită. Vedeți cât de șmecher este diavolul? Cât de isteț? Te provoacă pentru nimic. Pentru nimic. Știați că statisticile spun că 80% din motivele de îngrijorare pe care le avem nu au un suport real? Știați că nemulțumirile noastre în proporție de 65% nu au un suport real? Unele sunt nimicuri de priviri, de un dat mâna sau de nu un dat mâna, de faptul că ne-a sărit la slujbă sau nu ne-a sărit. Iosafat era omul lui Dumnezeu. Și a spus, vreau să vadă cei din jur, că suntem frați, că avem același Dumnezeu. Fraților, cât avem același Dumnezeu ca Tată, Cel care este alături de mine este tot copilul lui Dumnezeu, este familia lui Dumnezeu. Trebuie să fie unitate. Amin. Și acum atenție, un lucru foarte important. L-au luat și pe fiul, pe împăratul Edomului. Împăratul acesta este atât de neînsemnat, încât nici nu știm numele, oricât veți căuta, nu știm cum îl cheamă. Nu are importanță, nu are valoare. Și acum poate mă veți întreba, dacă nu are valoare, de ce l-au luat? Te rog, dacă vrei să mă ajuți cu harta, l-au luat și pe el, pentru că a fost o strategie, o strategie. Aș vrea să vă uitați un pic, încerc să vă ajut, sus undeva vedeți mare țara lui Israel. Dedesubt este țara lui Iuda. Este Marea Moartă și undeva în dreapta Mării Moarte, jos este țara Moabului. Ca cei din Israel să ajungă la Moab, trebuia să treacă prin țara lui Iuda, prin împărăția lui Iosafat. De asta l-a și chemat, lasă-mă să trec cu tine, să fim aliat. Dar ca să ajungă la Moab, trebuia să treacă prin țara Edomului. Și am spus, decât să-i plătim trecerea, sau decât să avem un dușman în spate, mai bine, hai să ne aliem și cu împăratul Edomului și e bine să-l știm alături de noi, decât în spate cu posibilitatea de a fi dușman. Și acum poate mă veți întreba, pe cine le reprezintă împăratul Domnului? Și pe cine? Pe cei care nu sunt creștini firești nici spirituali. Poate vă va surprinde ce vă spun. Cei mai mulți în biserică sunt în categoria asta. Nici firești, nici spirituali. Mie îmi place să discut, este, dacă vreți, talentul cu care m-am născut și talentul pe care Domnul a făcut în momentul întâlnirii cu el talent, să stau de vorbă. Când discut cu cel spiritual, vă dați seama câtă bucurie este. Discut cu cel firesc, care argumente, le aduce, insistă pe el. Dar cel care nu-i nici firesc, nici spiritual, n-are niciun argument. Îi vezi la alegeri. Dacă la alegeri faceți alegeri cu ridicare de mână, el ridică mâna și până se uită să vadă, sunt prea puțin cu mâna sus și zic jos. Dar păstorul uneori spunea, zică, frate, parcă te-am văzut cu mâna ridicată. Nu, nu, frate, am greșit, lasă-mă jos. Pentru că el votează întotdeauna cu cei mai mulți. El nu votează pentru părerea lui personal. Nu, nu, el votează cu cel mai mult. Aveam în frate, în comitet, un frate de genul acesta, într-o perioadă, și când era o problemă, normal, fiecare din comitet își spunea părerea lui personală despre acea problemă. Și de câteva ori s-a nimerit să-l numesc pe el. Și el întotdeauna spunea, zice, frate, pe mine lasă-mă la urmă. O dată, de două, de trei ori, până când nu s-a mai putut și am zis, zic, nu la urmă, te rog, acum să-mi spui. El ar fi vrut să vadă cât sunt mai mulți de o părere și să se lipească și el. Bine, ceea ce vă spun eu, nu are valoare fără o justificare biblică. Există justificare biblică și pentru cei care ați dori să urmăriți la cartea Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11, el spune ceva interesant. El a dat, adică Domnul Iisus Hristos, vorbim de slujitorii bisericii, categorii speciale. El a dat pe apostoli, pe proroci, pe evangheliști, pe păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, până vor ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, ca să nu mai fim, să nu mai plutim, purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Interesant!
Ceea ce ne dă pe nou greutate ca și copii ai lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu din noi. Puterea cuvântului Dumnezeu. Oamenii ăștia n-au cuvânt. Veneau la mine și îmi spuneau, zice, frate Nelu, am stat de vorbă cu niște adventiști și mă gândesc de atunci, dar nu cumva sâmbătă? Și eu mă uitam la el și întrebam, de cât timp ești botezat? O, zice, frate, eu sunt născut din familie de creștini. Mă bucur. În anii ăștia de până acum, n-ai greutatea ta, n-ai valoarea cuvântului lui Dumnezeu, n-ai credința ta, vine unul și stă de vorbă cu tine și te clatină după 20 de ani de pocăință? Unii veneau și spuneau, zice, au fost pe la mine niște marturi, te rog frumos să-mi dai niște texte ca să stau în fața lor. De cât timp ești botezat? De 15 ani, frate. În 15 ani. N-ai crescut atât. Nu știi în ce crezi. Nu știi baza credinței tale. Nu știi cine este Dumnezeu. Marea problemă. Cine este Hristos pentru tine? Nu știi lucrul acesta. Creștini, purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Cei trei luptători, împreună cu armatele lor, pornesc la luptă. Și foarte interesant. Iosafat, cel spiritual, vine la Ioram. Cine e Ioram? Cel firesc. Și îl întreabă, zice, bine, pornim la luptă, cel spiritual pe cel firesc. Pe unde mergem? Care e strategia? Vedeți, Ioram a fost crescut ca fiul de împărat. A făcut școli. A fost dat la școală. Tehnică, strategie militară și alte discipline, diplomație și toate astea. Din punct de vedere al strategiei, planul lui a fost perfect. Pentru că el a spus așa, ca să plecăm de la noi și să ajungem în țara Moabului, există două variante. Varianta este să mergem pe drumul împărătesc. Și pe drumul împărătesc sunt oaze, există apă, există hanuri, exact cum mergi pe autobandă astăzi. Găsești, te oprești, mănânci, faci un duș, te culci, pleci mai departe, noi mergem cu armata. Avem nevoie de mâncare, de apă. Dacă mergem pe drumul împărătesc, sunt împlinite, dar... Împăratul Moabului se așteaptă să venim pe drumul împărătesc. Se va trimite iscoade. Iscoadele se vor întoarce, îl anunță pe împărat, mobilizează țara și nu știu dacă câștigăm război. Noi mergem pe unde nu se așteaptă nimeni. Noi mergem prin pustiu. Și toți ăștia s-au ridicat, bănuiesc generalele lui și au spus, împărate, stai un pic prin pustiu. O armată, atâta hrană. Păi nu vom reuși, zice, nu, de asta suntem noi deștepți. De asta avem diplome. Pentru că noi calculăm cât mănâncă un cal, cât mănâncă un om, calculăm cât timp mergem prin pustiu, luăm toate alimentele și rezervele pentru drumul acesta și vom ajunge acolo într-o surpriză extraordinară, nu pe locul de intrare așteptat pe drumul împărătesc, prin altă parte, involuim și gata. Și au făcut. Dar știți ce e interesant? Planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Pentru că biruințele lui Dumnezeu nu se câștigă cu planuri firești. Nu se câștigă cu diplome. Nu mă înțelegeți greșit. Și eu am niște diplome pentru că mi-a plăcut să învăț. Când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu. E vorba de călăuzire personală cu Dumnezeu. E vorba să stai de vorbă cu Dumnezeu. Și au ajuns în criză. Și recunoașteți o caracteristică a celui firesc. În momentul când au ajuns în criză, s-a dus vestea, au început să moară cai, au început să moară oameni în stânga, în dreapta, și au mers vestea mai sus, din capitan, din colonel, din general, și toți au zis, mergem la cel cu strategia, cred că el are un plan ascuns, cred că are un plan de rezervă, cred că are undeva niște mâncare. Și au venit cu toată speranța în fața lui Ioram și au zis, Ioram, murim, ce facem? Știți ce face cel firesc în frunte? Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci împăratul lui Israel a zis, vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Domnul ne-a dus aici să murim. N-are speranță, n-are nădejde, n-are absolut nimic. Ba din potrivă, să vedeți cât de șireț este diavolul, împăratul acesta spune că Domnul ne-a dus aici. Pedeapsa este din partea Domnului. El ne-a dus aici. Vreau să vă întreb, Domnul i-a călăuzit acolo? Domnul i-a călăuzit? Iubiții mei,
luăm decizii majore în viață. Ne mutăm dintr-un oraș într-un oraș, dintr-o țară în țară, dăm copiii la o școală sau la altă școală, ne schimbăm meseria. Problema este, te consulți tu cu Domnul? Stai de vorbă cu Domnul? Am întâlnit multe asemenea persoane la pământ, deznădăjuite, și știți ce aveau curajul să-mi spună? Zice, frate, am avut o lucrare. Dumnezeu nu stă falimente. Dumnezeu nu te duce în perioadă de deznădejde. Pentru că alături de cel firesc strălucește cel spiritual. Și eu Iosafat a venit atunci și cred că a spus, zice, Doamne, am greșit pentru că nu te-am întrebat pe tine. Doamne, trebuia să stăm de vorbă. Trebuia să facem ca David care întreba, Doamne, când să pornesc și pe unde să pornesc la luptă? Am pornit în nebunia gândurile noastre. Doamne, în momentul acesta, te rog frumos, dă-ne un răspuns. Pentru că pentru cel spiritual întotdeauna este o nădejde. Întotdeauna este o soluție. Întotdeauna este o ieșire. Poate te dai acasă din spital și spune, nu mai ai nicio șansă. Poate ai pierdut tot acum și ești la pământ și cei din jur vor spune, nu te va mai ridica niciodată. N-am să uit. Eram cândva în fața două sicrie, părinții dintr-o familie care au murit într-un accident de mașină, în jurul sicriilor, erau 9 copii, care au rămas orfani. Și cineva a venit și cu un tupeu teribil, s-a dus la copii și a spus, gândiți-vă cu ce au păcătuit părinții voștri, că Dumnezeu niciodată nu face lucrurile fără sens. Și m-am îngrozit în loc să găsească un cuvânt de mângâiere, de salvare, o soluție, să cheme copiii aceia la o masă, că au rămas singuri, fără ajutor, fără servici, să se îngrijească de ei în loc să facă lucrul acesta. Judecăm, judecăm. Iosafat a stat drept și a spus, nu este aici nimeni prin care să putem întreba pe Domnul. Și apare ceva foarte interesant. Spune cuvântul lui Dumnezeu, împăratul nu a știut că în Israel este un om prin care Dumnezeu vorbește. Nu a știut. Împăratul care era în frunte, slujitorul lui Dumnezeu în țara lui, era în țara lui Israel. N-a știut lucrul acesta. Dar a venit un slujitor și a spus, zice, este aici Elisei, fiul lui Safat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Cea mai scurtă caracterizare pe care Duhul lui Dumnezeu o face cuiva este aici, Elisei. Păi da, probabil că Iosafat a zis Elisei. Eu n-am auzit, am auzit de Ilie, de mica, de ansul prorocea lui Dumnezeu. Dar Elisei n-am auzit niciodată. Cine e Elisei? Și se spune, știi cine e Elisei? Elisei era atât de aproape de Ilie, încât Ilie îi dădea voie să-i toarne apă pe mână. Ilie era într-un vârf de stâncă și au venit 50 de soldați plus unul și au zis, omule al lui Dumnezeu, împăratul îți spune, vino, coboară și vino. S-a coborât Elisei, i-a lăsat să apropie și au zis, dacă sunt om al lui Dumnezeu, să coboare foc din cer. N-au ajuns în intimitate, dar imediat Iosafat a gândit, dacă Ilie îi permite unui om să stea în intimitate cu el, când își apă pe mână, dimineața, seara, înseamnă că Elisei este ca Ilie. Obișnuiesc să fac vizite și întotdeauna am ca obiectiv să mă duc la zile cu evenimente în familie, știți? Și când mă duc acolo, văd cu cine se bucură el. Cu cine se bucură? Cine sunt prietenii cu care te bucuri? Sunt de la biserică? Unii spun, zice, frate, e un vecin, e atât de bun, nu m-a pocăit, nu este. E un coleg de muncă, e extraordinar, nu-i pocăit. Și eu întotdeauna spun, pocăiește-te. Copiii lui Dumnezeu își varsă apă pe mână, se bucură și împărtășesc necazurile cu copiii lui Dumnezeu. Frate, spun unii, mă duc în concediu. Cu cine? Este următoarea întrebare. Am un vecin, este deosebit, am un coleg și îi spun întotdeauna, zic că știi ce se întâmplă? Veți merge la mare, la munte, seara veți avea un timp liber, dacă este un copil al lui Dumnezeu, îți va spune, zice, ai în cameră la mine. Am pus între bagaje o harfă, am o Biblie, cântăm o cântare
Dar dacă ai vecinul tău, va spune, oh, ce cald a fost azi. Hai să am niște bere în apartament, acolo, în cameră. Cu cine îți petrești timpul? Prietenii tăi, cei cu care îți împărtășești bucuria, arată cine ești tu. Vorbesc despre tine. Și cei trei împărați se apropie de proroc. E extraordinar prorocul. Știe tot, cunoaște tot, de departe. De departe dă o sentință și spune lui Ioram, dacă n-ai fi fost, dacă n-ai fi fost cu Iosafat, nici nu m-aș uita la tine. Pedeapsa ta ar fi peste tine până la capăt. Ce te salvează pe tine este cel de lângă tine. Aș vrea să-ți pot spune în ziua aceasta, s-ar putea să ai momente grele. Și în momente grele ai nevoie de oameni ai lui Dumnezeu. Prieteni, știi ce înseamnă prieten? Un om pe care poți să-l scoli la 3 dimineața, la 4, la 11 seara și de la capătul firului să-i spui, am nevoie de tine. Și el să spună, sunt prezent acum. Veneam cândva de la evangelizare, era pe la 10:30, 11 noapte, trebuia să călătoresc toată noaptea și a sunat un prieten, un frate păstor de la biserică, de la Biserica Baptistă și plângea așa de tare încât l-am rugat, oprește-te un pic, vreau să te ascult. Era în drumul traseului meu spre Ardeala, evangelizare, aproape de fiecare dată opream. Era chiar lângă șosea. Ne bucuram, făceam o rugăciune, beam o cafea, plecam mai departe. Era disperat atunci și a spus, zice, frate Nelu, știi că fata mea o știi. A terminat anul trecut facultatea, este căsătorită, are un copil. Mâine dimineață, la ora 7, va fi așezată pe masa de operație la Cluj. Tumoare la creier. Te rog așa de frumos. Fă o rugăciune acum. Am închis telefonul, m-am rugat. De la 10:30 și până pe la 4 dimineața am sunat la toți prietenii mei. Noaptea. Niciunul nu s-a supărat și le-am spus, când închid telefonul? Nu aștepta biserica, nu aștepta grupul de rugăciune. Acum, fă o rugăciune către Domnul. Prieteni, gata să te ajute să intri în harul și în dragostea lui Dumnezeu. Închei mesajul acesta și aș vrea să-ți dau o provocare de rugăciune. Indiferent cine ești, ce vârstă ai, ce posibilități ai, ce educație, ce diplomă, fiecare dintre noi, conștient sau inconștient, ne categorisim în una din aceste categorii de luptători. Cel firesc, care face ceva pentru Domnul, care se compară întotdeauna cu cei de alături, se găsește mai bun și care are pretenții pentru ceea ce face. Cel spiritual, care se dăruiește din toată inima. Nu are nicio pretenție, se potrivește cuvântul acela. Faptele noastre și ceea ce facem înaintea lui Dumnezeu sunt ca niște cârpe murdare când avem pretenții pentru ele. Și cel care nu este nici firesc și nici spiritual, purtat de orice vânt de învățătorie încoace și încolo. În fața și în prezența cuvântului lui Dumnezeu, în ziua aceasta, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze în așa fel încât să știi locul pe care îl ocupi. Din ce categorie faci parte? Și dacă în cercetarea aceasta Duhul lui Dumnezeu spune că nu ești în categoria celor dăruiți pentru El, a celor buni, e o zi de mare har. Dragostea lui Dumnezeu arătată pentru noi astăzi este că ne mai dă încă o șansă. Mie, ție, și la toți cei ce prin harul lui Dumnezeu au fost provocați să veniți aici. N-ați venit din propria inițiativă. Dincolo de inițiativa noastră a fost planul milenar al lui Dumnezeu, scris de la întemeierea lumii, ca aici și acum să fii prezent. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea o șansă. Depinde de rugăciunea ta, depinde de poziția ta. Depinde de ce vei spune tu personal lui Dumnezeu astăzi. Depinde de alegerea pe care o vei face. Vrei să treci în categoria celor dăruiți pentru Dumnezeu?
Mă rog ca Domnul să te ajute, haide să ne ridicăm și să încheiem mesajul acesta cu o rugăciune personală.